Bunicii grijulii din Rezina au propriul birou, este amenajat cu tot necesarul, iar voluntarii își vor putea planifica astfel activitățile în condiții comode. Noi avem un birou, unii putem întâlni, unii putem discuta întrebările, unii putem un schimb de experiență să facem, suntem foarte mulțumiți și mulțumiri aducem Inspectoratul General de Poliție și Consiliul Rana Rezina, care au avut un mare aport la amenajarea deschiderea acestui birou. Noi avem înregistrați în Asociația Obștească Bunicii Grijulii 44 de bunici. Biroul dat o să le ajute pentru a dezvolta și promova proiectul dat în continuare pentru a crește numărul bunicilor. Sunt sigur că în scurt timp acest număr o să crească. Proiectul dat e important ca să-l consolidăm, ca să nu să se oprească aici. Adică tot timpul trebuie să creștem, să-l motivăm, ca proiectul dat să meargă înainte cu brio. Biroul a fost oferit și amenajat cu suportul administrației publice locale. Eu apreciez acest proiect la un nivel înalt, dat fiind faptul că există continuitate. Orice proiect are succes atunci când este continuitate. Și vreau să menționez faptul că anume în acest proiect eu văd continuitate și îmi place că sunt unite două generații, generația tânără și generația cu înțelepciune, așa cum îmi place să-i numesc pe bunicii grijulii. Am încercat ca să-i susținem și noi împreună cu primăria orașului Rezina, le-am pus la dispoziție un birou dotat, evident, calculator, imprimantă, ca să se simt de fapt util la locul de muncă și totodată orice inițiativă care vine să poată fi transmisă mai departe. Începând de la lucrarea de la copilaș, dumneavoastră sunteți promotorii proiectului. Voi valorificați experiența de viață, lucrați cu copilași și practic asta ne va aduce schimbare comunității noastre. Comunității din Republica Moldova și viitorul nostru va fi alt. Și vreau să mulțumesc la toți care sunteți implicați, să vă doresc să fiți sănătoși și în contextul ca pașii motivații, adică Inspectoratul General de Poliție a identificat și partea practică de a vă motiva pe dumneavoastră să vă implicați mai activ. Vreau să-i mulțumesc mult, iată aici și cardul și eu am spus mai vreme, dau dovadă de abilități manageriale. Bravo! La inaugurarea oficiului Bunicii Grijulii a participat și șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc, care este și inițiatorul proiectului. Potrivit lui, echipa Bunicilor Grijulii din raionul Rezina este una puternică și responsabilă. Astăzi nu există niciun raion din Republica Moldova unde să nu avem echipă de Bunici Grijulii. Cu mândrie spun și cu mult respect, biroul Bunicilor Grijulii și echipa Bunicilor Grijulii din raionul Rezina este una din cele mai bune, cele mai puternice și cele mai exemplare echipe de bunici grijulii din întreaga țară. Bineînțeles că aceste efecte pozitive în lanț se vor răsfrânge pozitiv atât asupra comunității satului, orașului, raionului, dar și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Nu în ultimul rând, acest proiect vine să aducă mai multă responsabilitate civică cetățenilor care se implică prin voluntariat să facă acest serviciu Bunicii Grijulii și vine să aducă mai multă siguranță copiilor noștri în drum spre școală și de la școală sau la trecerile de pieton periculoase. Instituirea biroului Bunicilor Grijulii este că le dăm o a doua casă, le dăm un ungheraș, cum se spune la noi, unde ei pot veni. De exemplu, pe parcursul verii, ei vor planifica la care tabere de odihnă se pot implica bunicii grijulii ca să ajute educatorii pentru copiii la tabere. Acest birou ajută la o mai bună organizare a serviciului respectiv, ca ei să fie eficienți, ca ei să nu lucreze haotic, dar să fie o planificare corectă și să nu stea la o intersecție, de exemplu, unde nu au avut deloc niciodată accident rutier și nu există riscul de accident rutier. Dar invers, liderul la Bunicii Grijulii, președintele Bunicilor Grijulii pe întreg raionul, va conlucra cu poliția, va lua sinteza și analiza unde sunt cele mai periculoase intersecții și el știe că acolo trebuie să îndrepte doi bunici grijulii. Acolo trebuie să fie pentru a preveni accidentele rutiere și multe, multe alte lucruri. Noi avem deja peste 1000 de bunici grijulii în întreaga țară. Este o familie foarte mare, o familie foarte puternică și sunt oameni cu inimă mare, cu experiență și înțelepciune de viață, care nu sunt indiferenți, care vor să se implice pentru a proteja
deranja copiii noștri. Noi suntem mândri. Proiectul Bunicii Grijulii este un serviciu social inițiat de Inspectoratul General de Poliție, concept pentru a proteja copiii de pericolele străzii și de diverse incidente, implicând persoanele de vârsta a treia pe principiul de voluntariat. Mai multe detalii de la inaugurarea biroului Bunicilor Grijulii vedeți în ediția specială de la postul nostru de televiziune Elita TV.